venit să vă văd aici, să știți că și mie îmi place șahul foarte mult. Însă, din păcate, n-am mai jucat de vreo 10-20 de ani. Așa că nu-i bine? E bine sau nu-i bine? Nu! Ar trebui să mă apuc de șah, nu așa-i? Da! Ce face șahul pentru voi? La ce vă ajută șahul? La vedere! La matematică, da? Să te concentrezi așa mai bine. Cum e numit șahul? Ce denumirare șahul? Jocul de șah. Jocul minții, așa, da? De fapt, te ajută să fii inteligent. Dar cine te mai ajută să fii inteligent pe lângă școala și cine? Dumnezeu! Și Dumnezeu, dacă te rogi și ceri lucrul ăsta, ca să te ajute să poți să înveți cât mai bine. Voi obișnuiți să vă faceți rugăciunile? Da! Seara de seară? Da! Și dimineața reușiți sau dimineața mai puțin? Că vă treziți repede, repede, repede. Nu mai apucați nici să vă spălați, vă puneți ghiuzdanul și plecați la școală. E adevărat? Da! E adevărat, așa-i? Da! Și atunci mai bine vă rugați seara. Dar când sunteți obosiți la școală și poate ați luat o notă mai mică, ce faceți voi? Încercați, vă și supărați, bineînțeles, nu? Dacă e o notă mai mică, te și superi. Dar ca să poți să-ți treacă supărarea, ce faci? Încerci să te rogi, să spui rugăciune, ca Dumnezeu să te ajute, că rugăciunea este cea care pe tine îți dă ție mai mult curaj. Da? Bine. Mergeți la biserică duminicile? Da! În fiecare duminică? Da! Foarte sincer? Da! Vă puteți trezi chiar de dimineață, așa? Da, eu mă trebuie. La 5 te trezești tu? Ce? La 6 te trezești. Nu prea vrei, nu? Uite, vezi? E o fată sinceră, ascultați-o. Ea nu prea poate, uite cât e de sinceră. De ce? Deci are cursurile de șah, duminica sunt puse și uite ce sinceră este, vezi? Deci e foarte sinceră pentru că nu poate să meargă atunci, întotdeauna, în toată duminicile. Dar când ai duminica liberă, încerci să mergi la biserică? Încearcă, vezi? Asta e important. Să învățați să fiți sincer, da? Întotdeauna, în ceea ce spuneți voi. Sincer. Omul sincer îl ajută și Dumnezeu, să știți. Omul sincer. Să vă feriți să spuneți minciuni. Dar nu e voie să spuneți minciuni. E adevărat lucrul ăsta? Și când spuneți câte o minciună, ce ar trebui să faceți? Să spui adevărul, să-și ceri iertare, că n-ai spus adevărul, nu? Așa-i? Bine? Bun. Succes la... A câtea partide asta? Cât ai? A patra. Succes să jucați cât mai bine, să vă înțelegeți cât mai bine, să nu vă certați și să nu fiți geloși. Ce înseamnă fi gelos? Adică ei sunt de picioare. Cine știe să-mi spună? Dacă știe cineva să-mi spună ce înseamnă a fi gelos, primește de la mine un calendar. Frumos. Ia să vedem. Pentru că primul ceva mai frumos. Aproape. Vreau răspuns exact. A nu avea încredere în persoana iubită. A nu avea încredere în persoana iubită și asta e adevărat? Gelos sau invidios? Ia să vedem tu. Gelos înseamnă, de exemplu, că eu am pierdut și cealaltă colegă mea a câștigat de mai multe ori. Ia să vedem mai departe. Dacă mai dă cineva răspunsul corect din ce am auzit, primesc toți câte un calendar. Spui și tu? A fi gelos este a fi invidios. A fi gelos în viață înseamnă a fi invidios. Asta am spus și eu, dar e bine ce ai spus. E foarte. Foarte. Un copil are puține prietene și celălalt are multe prietene. Așa, bun. Bun. Zi tu, cel care simți că-s ceva în mintea ta acolo. Tu, tu, tu. Eu? Da. A fi gelos înseamnă a fi invidios pe cineva care a reușit. Care a reușit. Deja avem trei răspunsuri până acum bune. Dar nu vi le-am spus care sunt. Sunt trei răspunsuri bune. Deja trei dintre voi au spus răspunsuri bune. Tu de acolo din spate? Da. Mai bine! Un răspuns, patru răspunsuri, deci ține minte, da? Și acolo? Ce vede cineva care are mai mult ca tine și începe
Să-ți fie ciudă cum? Pe cineva care are mai mult ca tine. Așa. 5 răspunsuri bune. Părinte, trebuie să pregătim 5 candidate. Să le dăm. Și acolo în spate 5 și tu. Dar n-aveți voie să repetați răspunsurile care le-ați auzit. Până acum nu s-au repetat. Atunci când ți se pare că ceilalți au mai mult decât tine și tu ești singur care are un punct. Ai un punct. Te apropii de răspuns. L-a mai dat aici cineva. Dar îți dăm și ție ceva. Și tu? Să nu răbdești la punul... Auziți încă o dată? Să nu răbdești la punul altuia. Bravo! 6 răspunsuri avem. Se pare că merge la biserică. Deci dăm la tu, să dăm cât... Se pare că mergi la biserică, ia? Așa, acum cine îmi dă răspunsul? Cum facem să nu fim invidioși? Asta e foarte greu, gândiți-vă. Foarte bine. Deci ai dat răspuns corect tu. Ai dat răspuns corect tu. Tu ai dat un răspuns corect? Tu aproape l-ai dat corect. Se bucură și el. Și aici ai dat un răspuns foarte bun. Tu ai dat răspuns foarte bun. Foarte bun. Și tu ai fi vrut să spui ceva, dar n-ai avut curaj. Bravo! Și tu ai vrut să spui? Bine atunci. Așa. Cine da un singur răspuns și bun? Cum facem să scăpăm să nu fim invidioși? Să nu fim geloși? Eu știu. Știi tu? Ne bucurăm de ce are el. Cum te bucuri? Cum? Dacă el, de exemplu... Te bucuri, ești fericit la el și la el are... Dar poți să faci și lucrul ăsta în realitate? Uite, eu o să-ți spun că el va câștiga partida. Te vei bucura? Nu știu. Fii sincer. Vezi? Deci, ce trebuie să facem? Ai răspunsul bun, dar mai este nevoie de încă ceva. Știu. Cine n-a mai dat răspuns? Voi ați dat și răspuns. Altcineva. Zi tu. Trebuie să iubim. Trebuie să... Să iubim, să respectăm. Răspuns bun. Altceva. Gata, am aflat răspunsul. Nu l-ați auzit? Să vedem dacă mai zice cineva. Am aflat răspunsul. Ține-l tu și îți spun microfonul și zici tare. Dar dacă ai auzit, n-ai voie să repezi ce ai auzit de la ea, da? Să vedem. Trebuie să ne bucurăm chiar dacă nu mai câștigăm. L-a mai zis el acolo? Ne ambiționăm să facem mai mult decât ceea ce care... Să ne ambiționăm să facem mai mult decât... Dar dacă totuși de fiecare dată când te ambiționezi, tu vei pierde. Încercăm să câștigăm. Și dacă nu câștigi? Încercăm, da. Încerci iarăși? Știu. Hop! Al doilea răspuns corect. Îți și dau... Să ne mulțumim cu ceea ce avem. Însă aici avem răspunsul cel mai bun. Aici. Încă un zic. Să ne rugăm la Dumnezeu. N-ai auzit de nicăieri, nu? Bravo. Deci sunt două răspunsuri bune. Să ne rugăm pentru cel care câștigă. Chiar dacă noi am pierdut și în felul acesta nu mai putem fi invidioși. Deci îți dau ție. Păi știu și eu. Păi știu un răspuns, da? Eu știu. Să-l felicităm pe celălalt care a câștigat și să nu ne supărăm pe el. Bravo! Îți mai dau al doilea calendar? Dăruiește-l tu. Da. Să vedem cu Ilda. Cu Ilda ai tu. Eu îi dau unei prieteni de mele. Bravo! Păi știu și eu. Bine, gata. Păi vrei să zici tu ceva? Păi știu unde. Să fim credincioși. Să fim credincioși. Mai avem părinte? Știu. Știu și eu. Și tu. Dar ți-am dat bani de la ține. Și tu acolo în spate? Știu și eu. Știu. Să? Și eu și așa nu mai spate. Bravo, bravo. Bun. Gata, vă las, vă mulțumesc foarte mult că m-ați primit. Și dacă sunteți de acord, vreți să spunem o rugăciune cu toți? Să spunem Tatăl nostru? Da? Haideți! Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ce ne iertă greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne ferește de cel rău. Amin.
să vă ajute Dumnezeu să aveți sărbători fericite, să fiți sărbători de viață. Toți copiii care ați fost aici, primiți câte o iconiță. Toți. Dar toți vă dau câte o iconiță. Lucrați? Da! Dar cine și să spună cine e iconiță aici? Noi de aici. Sfântul Nicolae, bravo, 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 gata? Așa, să știți, da?